Bună seara, stimați telespectatori, din nou din Casa Altenberg, de aici, din Muzeul de Istorie, care înnobilează Sibiul cu aducerea minte. În spatele meu, aceleași statuare, figurative și transparente, sticlării de secolul XVII și XVIII, care s-au găsit la Porumbacul de Jos într-o colecție, și multe dintre ele venind chiar din import, dar înfrumusețând casa vremurilor de atunci. Taina înfrumusețării e legată și de pomenirea de astăzi a Sfântului Mucenic Pamfil, preotul, și Valentinian, diaconul, de sfinței veacului al doilea, care au păstrat în inima lor cu strășnicie întâlnirea cu Dumnezeu. Preot și un diacon, pomeniți de veacuri pentru preoția și diaconia lor, care se dăruiește lui Dumnezeu cu prețul sângelui al vieților proprii. Cuvântul din seara aceasta este din Psalmul 38. Am mers mai departe, suntem în catismul a șasea. Este o cântare a lui David care spune așa, zisam, păzi voi căile mele ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea, pusă în gurii mele pază când a stat păcătosul împotriva mea. Eu sunt invidios pentru aceste două versete, că mi-aș dori și eu când văd câteodată pe păcătos că stă împotriva bisericii, eu însă stând câteodată împotriva altora, mi-aș dori să fiu mai tăcut, mai echilibrat. Se pare că e nevoie să treacă timp și e nevoie să treacă experiență peste sufletul tău ca să înveți că tăcerea e uneori cam ierea, dar uneori ea te poate sufoca, te poate adânci într-o dulcegărie care nu îți folosește mântuit. Cuvântul zice mai departe, amuțit-am și m-a smerit și nici de bine n-am greit și durerea mea s-a înnoit. Înfierbântat-o s-a inima mea, lăuntul meu și în cugetul meu se va aprinde foc. Greit-am cu limba mea, fă-mi cunosc, Doamne, sfârșitul meu și numărul zilelor mele care este ca să știu ce lipsește. Iată, cu palma ai măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înaintea lor. Și are aici un verset care se potrivește fiecăruia dintre noi. Strânge comori și nu știe cui le adună pe ele. Și acum, cine este răbdarea mea? Oare Domnul și statul meu de la tine este? Cu alte cuvinte, tare de nefolos ne e zbaterea vieții în care ne agităm câteodată. Taina statutului nostru, stării noastre, este întotdeauna în mâna lui Dumnezeu. El îl măsoară, El îl așează, El îl clatină, El îl ușurează sau îl îngreunează de fiecare dată cu harul și cu binecuvântarea sa. Fiind în afara acestei preocupări, e mai ușor să-ți ții gura, să nu cauți să câștigi din cuvinte avansul de care ai nevoie ca să pari altceva decât ceea ce ești. Mâine este o nouă zi.